Printre lucrurile pe care un turist le mai poate face în comuna Dubova se află și vizitarea celei mai mari peșteri din cazanele Dunării. Este vorba despre peștera Ponicova, care este cunoscută și sub denumirea de peștera de la Gura Apei, ori peștera Liliecilor. Odată cu vremea bună au fost reluate croazierele în clisura Dunării. Plimbarea cu embarcațiunile este cel mai ideal mijloc de vizitare al acestui loc, ținând cont de faptul că anumite obiective turistice pot fi văzute doar din barcă. Peștera Ponicova este localizată în masivul muntos Ciucarul Mare și poate fi văzut atât de pe apă cât și de pe uscat. Este cea mai mare formațiune de acest fel din defileul Dunării. Peștera Ponicova, care în partea din dreapta, are o lungime totală de 1660 de metri, corespunde intrarea de pe apă cu cea de pe uscat. Este cea mai lungă peșteră care se află. Numele de peștera Liliecilor i-a fost atribuită întrucât aici trăiesc colonii întregi de lilieci chiar în galeria ce le poartă numele. Deci exact la ieșire din Dubova se face o tablă indicatoare către peșteră. Foarte mulți turiști vin de pe drumul național, o vizitează, se întorc înapoi pe același traseu. Sunt turiști care îmbină plimbatul pe apă cu vizitarea acestei peștere, adică niște ambarcații în acelea metalice pot debarca sau îmbarca turiști care au vizitat sau urmează să viziteze această peșteră. Este o peșteră foarte răcoroasă, simte răcoarea din dreptul acesta. Vom face o intrare, da, până în dreptul acelei stânci. Din dreptul acela, la aproximativ 30 de metri, veți vedea uscatul. Până acolo pot ajunge turiștii de pe drumul național. Se simte răcoarea. Galeriile sale însumează 1660 de metri străbătând Ciucarul Mare și ieșind în Dunăre. Aceasta este peștera Ponicova. Se vede uscatul, dar în partea de față, până acolo pot ajunge turiștii de pe drumul național. Cam atât puteți să pătrundeți cu aceasta embarcație din fibră. Accesul în cazanele mari, unde se întâmplă aici, se face numai cu ambarcat. Vizitarea peșterii Ponicova se poate face pe toată perioada anului, însă optimul este în intervalul mai-octombrie. Se recomandă ca vizitatorii să fie echipați corespunzător atunci când aleg să viziteze acest obiectiv turistic natural, cu cizme de cauciuc, cască de protecție, salopetă și lanternă. Vizitarea întregii peșteri durează datorită mărimii sale relativ mare, în jur de 2-3 ore.